Elevi din clasele pregătitoare 1 și a 2 de la Școala Gimnazială Broștenia Ninoasa au vizitat în dimineața zilei de 15 aprilie studiourile Muscel Media. Prima parte a programului a constat într-o prezentare teoretică și practică desfășurată la studioul Muscel TV. În redacția televiziunii, jurnaliștii juniori au stabilit mai multe subiecte de interes pentru copii, în cadrul unei ședințe explicative despre funcțiile pe care fiecare membru al echipei le are de îndeplinit. Discuția interactivă a continuat în studioul emisiunilor Muscel TV, unde elevii au adresat întrebări. Întâlnim într-un studio de televiziune. Uite că deja cred că avem o întrebare acolo. Da, dar dacă aici este ceva ca un decor. Se numește decor. Având în vedere că suntem într-o echipă mare, noi aici deja putem să spunem că avem o echipă de televiziune, să zicem așa, Muscel TV Junior. Da? Sunteți de acord cu mine? Da! Perfect! Au structurat etapele unei mini-emisiuni cu prezentatori și invitați, au schițat propriul lor conținut televizat și au ales diferite subiecte pentru alcătuirea emisiunii. Matematica. La limba română. E frumos! Bravo! De așa. Ea. Bun. Științele naturii. Așa. Informatică. Română. Așa. Dezvoltare personală. De filmat. Sunt captate imaginile, iar apoi acestea sunt descărcate într-un calculator, editate, montate și transmise într-o formă finală. Vizita a continuat la departamentul știrilor de la Muscel TV, unde elevii au aflat care sunt etapele realizării unui program de știri, iar 3 elevi au experimentat rolul prezentatorului de jurnal Muscel TV. Bine, v-am găsit la o nouă ediție a jurnalului Muscel TV. Copiii de la școala gimnazială din comuna Ninoasa au venit azi în vizită în studiourile Muscel Media. Aceștia au aflat mai multe informații despre cum se realizează știrile, dar și despre emisiuni. Cea de-a doua parte a programului de vizită realizat în studiourile Muscel Media i-a îndreptat pe elevi către studioul de radio Muscel FM, unde au aflat mai multe detalii despre activitatea media desfășurată pe frecvența 94,1 FM. Vă place muzica? Da! Pentru a lucra la radio sau la televiziune trebuie să învățați foarte bine, în special limba română, da? Da! Să vorbim corect limba română. Aici la microfon. Și ne ascultă oamenii acasă, în mașină, la serviciu, la școală, evident că în pauze, nu în timpul orelor, da? Apreciem curiozitatea și interesul manifestat de musafirii noștri, de care suntem siguri că vom auzi prin realizările pe care le vor avea în avantajul României, mai ales dacă își vor păstra energia și respectul de care au dat dovadă.